televizorul, ce l-ai deschis? Da, probabil televizorul. Păi de atâta ești de nesimțită, în care merge televizorul și tu ești în meeting? O să-l opresc. Dar E nu mi-am dat seama. penibilă, cum? Nu mi-am dat seama că se aude așa tare. Păi da, aia înseamnă nesimțire, măi, oameni buni, că nu-ți dai seama. Asta înseamnă, asta e definiția. Și la mine merge televizorul, că am dat drumul la televizor azi dimineață, dar l-am pus pe mut. Pot să fiu așa nesimțit în care să țin un curs cu televizorul pornit? Nu pot, iată, eu nu sunt. Nu pot fi așa nesimțit. Eu îmi dau seama, tu nu. Nu a fost frumos din partea noastră să nu vă răspundem la întrebări. Păi nu, cum îți explici? Întrebarea este alta, măi, fată. Nu că frumos sau nefrumos sau urât sau drăguț. Te întreb cum îți explici comportamental vorbind. Lipsele de cunoștințe. Pe păi bun, dar stai un pic, intri în discuție, domne, nu știu, încerci, că nu-ți dădea nimeni în cap, nu cred că ți-o da nimeni în cap dacă n-ai știut. Mai răspuns greșit la o întrebare, că aici mai mult s-a răspuns greșit decât bine, nu? Da. Păi, și atunci cum îți explici că ați ignorat efectiv? Ai participat? Nu. N-ai fost la curs? Ba da, am participat la curs, dar n-am participat la dialog. Păi bun, și de ce n-ai participat? Te întreb. Tu personal de ce ai abordat așa? Să ignori efectiv. Eu m-am simțit ca un om penibil. Neștiind să răspund la întrebări, am spus că mai bine. Păi da, dar când ai văzut că sunt iritat de chestiunea, de ce nu ai continuat, de ce nu ai intervenit ca să remediezi situația? Deci, când ai văzut că insist cu întrebările, de ce nu ați revenit? Tu personal te întreb. De ce ai persistat? Pentru că treaba s-a agravat până la urmă. Eu am pus accent pe chestia aia și am specificat, v-am rugat, domnii, cu tare, cu tare, ai văzut că cum a decurs lucrul. De ce ai continuat în aceeași manieră când ai văzut că așa stă situația? Pentru că știam că o să răspund prost. Păi da, domnule, dar de ce n-ai intervenit? Ca să măcar asta te întreb. Ca dovada a prezenței, ca dovada a implicării și așa chiar dacă răspundeai prost, de ce n-ai intervenit? Nu știu, nu m-am gândit să intervin dacă răspund prost. Băi, fată, deci ai văzut că situația a devenit tensionată, da? Am Da. specificat lucrul ăsta, cum specifici acum, faptul că nu este în regulă ce face și de ce atunci n-ai intervenit? Și iată, astăzi dăm peste alte aspecte. Mă rog, tot așa urâte. E, aia înseamnă calitate joasă a.